Vremea va fi caniculară azi, mai ales în Câmpia Română, unde temperaturile vor urca până la 36 de grade Celsius. Căldura va fi greu de suportat în sud și sud-est, unde indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Pentru nordul și centrul țării, meteorologii anunță ploi scurte de vară și vânt cu intensificări. La noapte, cerul va fi variabil, noros în est, vest, nord și centru și senin în restul țării. Șansele de precipitații sunt reduse, spun meteorologii, iar vântul va sufla slab și moderat. Minimele nocturne se vor încadra între 11 și 22 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sudul țării. În capitală urmează 3 zile cu temperaturi foarte ridicate de 35 de grade Celsius la umbră, iar disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Nopțile vor fi și ele calde, cu minime între 18 și 20 de grade Celsius. Pe litoral, vremea astăzi va fi călduroasă și frumoasă, cu maxime de 29 de grade Celsius. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab. La noapte, cerul se menține senin, iar minimele vor fi cuprinse între 18 și 20 de grade. Canicula se va menține și în următoarele zile, mai ales în sudul țării, unde disconfortul termic va fi accentuat. Mâine sunt prognozate ploi torențiale și chiar căderi de grindină în zonele montane și cele deluroase. Maximele termice vor ajunge la 36 de grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade.